Curățarea regulată a coșurilor de fum previne acumularea de depuneri și alte reziduri care pot provoca incendii. Este esențială pentru siguranța casei și a familiei. Semne că un coș de fum are nevoie de curățare. Mirosul puternic de fum în interior, evacuarea slabă a fumului și depunerile vizibile sunt semne clare că un coș de fum trebuie curățat. Bună ziua, oameni buni! Trebuie să înțelegem că educația și informația sunt două elemente esențiale pentru evoluție. Ca să evoluăm, este obligatoriu să știm. Semne că un coș de fum are riscurile unui coș de fum necurățat. Un coș de fum necurățat poate duce la incendii și intoxicare cu monoxid de carbon, un gaz inodor și incolor, extrem de periculos. Punctul 4. Instrumentele necesare pentru curățarea unui coș de fum. Le vedeți la colegii noștri astăzi. Perii speciale, tije, filetanta cu care învârtim totul, un aspirator de cenușă sunt doar câteva dintre uneltele necesare pentru o curățare eficientă. Alte scule, cameră de videoinspecție, pastile fumigene, lanterne performante, scara de sus de pe mașină și lista poate să continue. Tehnici de curățare a coșurilor de fum. Există diferite tehnici, inclusiv curățarea de sus în jos sau de jos în sus, fiecare având avantaje în funcție de structura coșului de fum. Noi o facem mecanizat de jos în sus. Curățarea coșurilor de fum din centrale, șeminee sau sobe. Centralele, șemineele și sobele au cerințe diferite de curățare datorită structurii și timpului de combustibil utilizat. Frecvența recomandată pentru curățarea coșurilor de fum. Specialiștii recomandă curățarea coșurilor de fum cel puțin o dată pe an, de preferat înaintea sezonului rece. Exact asta o spune legea. Noi, specialiștii coșurilor de fum, vă recomandăm să curățați de două ori, o dată vara și o dată la mijlocul iernii. Serviciile profesionale de curățare a coșurilor de fum. Angajarea unui profesionist asigură o curățare temeinică și verificarea pentru identificarea oricăror probleme structurale și de funcționare ale coșului de fum. Impactul diferitelor tipuri de combustibil asupra coșului de fum. Lemnul de esență tare, lemnul verde și peletele ard diferit și produc cantități variabile de depuneri, afectând astfel frecvența curățării. Eficiența funcționării echipamentului de asemenea poate reduce frecvența curățărilor. Costurile asociate curățării profesionale a coșurilor de fum. Hai să nu citim de aici, ci să vă spun așa, că în urmă cu vreo 4-5 ani, colegul meu Florin merge la un anume domn de la noi, de la Reghin, și curăță centrala și coșul de fum. La sfârșit îi spune domnului tariful și domnul se supără, pentru că ne compara cu tariful pe care alții, nu spun cine, îl taxau și care era foarte mic. Apucă colegul meu de-i spune beneficiarului, zice, banii care ni dați nouă astăzi o să vă rămână în lemnărie. S-a nimerit exact la acel domn Cotoi, pe care nu mă sfiesc să-l spun, pentru că astăzi este un bun client de-al nostru. Domnul Cotoi este un pensionar de la de fabrică, cu halat albastru, cu bască pe cap, și el umbla, cred că, prin fabrică cu agenda și te scria în agenda dacă tu nu erai în pauză și te plimbai. Domnul Cotoi îl scoate pe Florin al meu afară, Florin e aici, mai aruncă banii după el și Florin își ia bănuții și pleacă. Vine la birou supărat, uite ce am pățit. Bine,
Asta era în septembrie. Ianuarie la sfârșit, sună telefonul. Pe telefonul meu apare Cotoi, etc. Cum ce-am scris eu aici. Răspund. Alo, bună ziua. Domnul Cristi, ați putea, vă rog, să-l trimiteți din nou pe domnul Florin la mine? Că zice, dar eu vroiam să-l întreb, dar stai un pic, că dumneata ai fost supărat. Că zice, știți, eu mi-am numărat rândurile de lemne din lemnărie și mie mi-au rămas mai multe lemne decât v-am plătit pe voi. Deci eu am economisit în perioada asta mai multe lemne decât banii voștri. Dragilor, sunt 5-6 ani de când la domnul Cotoi se curăță coșul de fum odată vara și odată la sfârșitul lui ianuarie. De ce? Pentru că domnului Cotoi, cu toate că astăzi ne plătește de două ori să-i curățăm centrală, racord, coș de fum, că îi se curăță tot sistemul, domnul Cotoi rămâne cu bani în buzunar după toate asta și are căldură bună și centrala merge bine și domnul Cotoi este în siguranță și e mulțumit. Da? Și atunci, vă spun că eficiența trebuie să o simți. Ce facem noi, trebuie să guști din ceea ce facem noi. Să o simți. Adică, cheamă-l pe Liviu aici la Sighetul Marmației, curăță-ți nu doar coșul de fum, ci întreg sistemul și noi coșarii când ne referim la sistem, sistemul de coș de fum începe de la priza de aer, acolo de unde se vine aerul de afară, în camera centralei sau în centrală, centrala, racordul la coșul de fum și apoi coșul de fum până la evacuarea sus în atmosferă. Ăla e sistemul, de la priza de aer până la evacuarea în atmosferă. Noi, coșarii profesioniști, mergem pe întreg firul ăla. De asta la noi nu există că ți-am curățat coșul de fum și nu funcționează centrala. Pentru că eu am fost pe tot traseul pe unde umblă și aerul și toate și lucrurile vor funcționa. Da? De asta vă spuneam, aveți nevoie de un profesionist care are ochiul format, vede ceea ce ai acolo și știe să-ți spună acele trei cuvinte care să te ajute să consumi mai puțin. Pentru că vedeți, de la an la an, combustibilul e tot mai scump. Și nu găsim oameni care să ne crape lemnele și să ni le taie și să ni le stivuiască. Și atunci, hai să le economisim, hai să fim sănătoși, hai să fim în siguranță și să chemăm coșarul profesionist. Curățarea coșurilor de fum acasă. Cu instrumentele potrivite și cunoștințele necesare, curățarea coșului de fum poate fi realizată chiar și de către proprietari. Recomandăm totuși curățarea cu profesioniști pentru verificare. Beneficiile unei curățări profesionale a coșurilor de fum. Profesioniștii nu doar curăță coșul de fum, ci verifică și identifică eventualele defecte sau deteriorări care ar putea necesita reparații. Materialele care contribuie la acumularea depunerilor. Pe scurt, lemnul verde și alți combustibili necorespunzători pot produce cantități mari de depuneri, crescând astfel riscul de incendiu. Echipamentele defecte, la fel. Echipamentele de protecție personală necesare la curățarea coșului de fum. Mănușile și măștile de praf sunt esențiale pentru a preveni expunerea la praf și substanțe nocive. Gudronul inhalat poate fi în timp cancerigen. Prevenirea acumulării depunerilor în coșurile de fum. Utilizarea lemnului uscat și menținerea unui foc care arde corect poate reduce semnificativ acumularea de depuneri. Întreținerea coșurilor de fum între curățări de către beneficiar, adică clientul de acasă. Inspecțiile vizuale pe care le face clientul de acasă și îndepărtarea periodică a cenușii ajută la menținerea coșului de fum într-o stare bună. La nevoie, chemați coșarul. Impactul condițiilor meteorologice asupra coșurilor de fum. Vântul puternic,
ceața și precipitațiile pot afecta evacuarea fumului și pot cauza deteriorarea coșului de fum. Recomandăm curățarea și verificarea periodică. Reglementările și codurile de construcție pentru coșurile de fum. Respectarea normelor de construcție asigură funcționarea, asigură și eficiența coșurilor de fum. Coșurile de fum certificate asigură o funcționare constantă și corectă cu garanție de până la 33 de ani. Am auzit cu toții despre inspecția video a coșurilor de fum. Utilizarea camerelor de inspecție permite identificarea problemelor ascunse în interiorul coșului de fum. Mai avem noi proba de etanșeitate cu fumigenă, adică venim la voi acasă, punem o fumigenă în coșul de fum și apoi vedem pe unde ne iese fumul. Întâlnim diverse situații când fumul iese pe la tocul ușii, pe la întrerupătorul de la curent, pe la priză și în condițiile alea ce aflăm că, de fapt, coșul acela de fum trebuie reabilitat. Vă spuneam despre monoxidul de carbon. Au fost diverse situații când astfel de lucruri identificate au salvat oameni de la neplăceri. Repararea coșurilor de fum deteriorate. Fisurile și deteriorările structurale trebuie reparate prompt pentru a preveni probleme grave. Apelați la profesioniștii coșari pentru a le repara.